mai mult. Ah, și Robi. Robi e un pic amare pentru mine, sincer. Cam, așa mi se ca pare. Da, ca vârstă, lui. Ca vârstă. Mamă, trebuie o doamnă. Fac 41 de ani. Nu, că Robi e băiat foarte fain, dar e puțin cam mare pentru mine. Vezi că ultima dată când am făcut chestia cu cadru, aduce aminte. Dă-ne cadru, Maluma, te rog, să nu ți mai certe cu mine o săptămână. Nu. Nu că poate fie cea mai grea săptămână. Păi nu contează, și dacă e ceva și dacă nu. E atunci, Maluma, vrea să mă cer cu tine. Iam. Așa, Maluma, da? O să mă supăr. Poate-i doamna Andreea. Nu. Ce să facă? Dar nu se aude fată. Unde ați auzit cu ce fată? Așa panică. Da, de ce vrea ceva de aia? Ce se întâmplă? Dar Robi este tiparul tău de bărbat, oricum? Că spuneai că îți place, dar vârsta e problema. Nu, n-am zis că îmi place sau că, și că vârsta e problema. Da, îmi place de el ca atitudine, e foarte haios și amuzant și eu sunt așa de viață, îmi place să mă distrez, îmi place să râd mult, să glumim și așa mai departe. Dar nu, cred că e neapărat tiparul meu de bărbat. Plus că e mare, cum am spus și... Care dar, cum este... spus, e băiat. Care ar fi tiparul tău de bărbat, să zic așa? Nu am un tipar neapărat, fizic cel puțin, adică dacă ești un băiat drăguț poți să fii blond, brunet, nu-i nicio problemă. Și așa, ca și caracter vorbind, bineînțeles că îmi doresc un băiat, un bărbat care să fie inteligent, să fie așa de viață ca mine, să mă facă să râd, să ne distrăm împreună, să mergem, să călătorim. Și cam atât. Bine, și să nu fiu, la mine o chestie foarte importantă este să nu fiu controlată. Nu. Îți place să controlezi? Nu. Și nu place nici să fiu controlată, nici spune, să controlez. Spune-ne trei calități de retoane. Trei calități. Sunt foarte optimistă, pozitivă mereu. Sunt veselă și sunt foarte empatică, adică pot să înțeleg pe absolut toată lumea. Poate nu am aceeași părere ca tine, să zicem, doar că pot să-ți înțeleg părerea, pot să o accept și să avem un dialog civilizat. Este o calitate foarte importantă asta. Am dobândit-o în timp, să spun așa, nu am avut-o din totdeauna. Mi-era greu să înțeleg că oamenii nu sunt ca mine și că dacă eu nu aș face cuiva ceva, nici persoana nu trebuie să-mi facă mie, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Da, da, a fost da, greu da. Să ai fost vreodată îndrăgostită cu adevărat? Ai avut o relație serioasă? Nu. Niciodată. Scuze-mă, am pierdut. Câți ani ai? Câți 21. Ani? 21, mulți da. Înainte. Auzi, ai spus că ai formație, nu? N-am zis că am formație, cât la evenimente, dar când cu toată lumea, n-am el o formație vrea încă. Să fac o formație și de-aia. El vrea să... Nu, vreau să-l introduc pe Gagea. Băiatul Gagea. Și el cântă. Gagea, tu cânti instrument? Nu, când din voce. Pur și simplu e o pasiune a mea, nu am studiat, nu... Pur și simplu. Nici eu nu am, adică n-am fost la liceu de muzică. Am învățat întotdeauna foarte bine. Pentru că părinții mei au pus mult accent pe școală, pe carte și așa mai departe. Și eu am învățat foarte bine. Și asta s-a dintr-un hobby s-a transformat oarecum, nu într-o carieră, că nu am încă o carieră muzicală, dar mi-aș dori să am o carieră muzicală în viitor. Măi, a venit fata sau nu a venit? Zică, ce are cu băieți? Eu sunt sigură că e fata. A, băieți. Eu cred că e prea liniște. Păi, dar liniștea. Nu știu ce să zic. Eu nu cred. Nu ne-a dat nici caldă. Care ar fi caracteristicile, nu știu, tiparul tău de băiat în sine, care ar fi? Din punct de vedere fizic, să zic așa, dacă ar fi... Păi am spus că fizic nu am... Nu, de vârstă am, cred că se referă. De vârstă. Da, de vârstă m-am fi, dar v-am spus că fizic nu am. Poate să fie blond, brunet, oricum, depinde dacă de mi se pare mie că e drăguț. Și depinde de caracter, exact cum am spus, să fie inteligent, să... Vorbească frumos, să fie cu bun simț. Deci înseamnă respectos. Că n-ai avea un top sau ceva, că nu te interesează neapărat fizic. Nu, chiar nu am fizic. Un top. Nu, nu te interesează fizic. Nu. E mai important fi aici decât deci cum îți dai seama dacă te atrage un băiat? Ai urmărit emisiunea? Da, am urmărit emisiunea. Și totdeauna mi-am dorit să partici, nu știu, am zis că uite, poate nu-i de mine, poate și urmărind emisiunea, ai văzut oarecum, ai cunoscut așa prin televizor, ai cunoscut pe unii dintre noi. Care, pe cine apreciezi cel mai mult? Care... Nu pot să zic pe cine, nu pot să zic așa. Având în vedere că nu m-am îndrăgostit niciodată, ar fi culmea să spun că îmi place de cineva așa de la televizor sau... Ce băiat, prin caracteristicile lui, cine îți place? Și puțin în evident, a tras atenția. Da, oarecum, dar din caracteristicile lui. Păi de sunt relație, doi. Așa. Nu pot să zic, doar unul că sunt doi și nu care pot să zic că eu unul mai prost decât celălalt. Care sunt aceia? Bogdan și Patrick. Ah. Oh, bun. Fix băieții singuri. Ah, super. Da, este cineva care este într-un cuplu și poate ți-ar fi tras atenție? Nu, nu este și dacă ar fi sub nicio formă nu m-aș băga pentru că am niște principii și niște valori foarte bine implementate
din familie și nu, niciodată nu m-aș băga într-un cuplu sau... Nu-i dialog cu tine, frate. Cineva da, care are o cunoaștere, relație. Dar ce timbru puternic ai. Da, da, nu s-a mai spus. Eu cred că te-ai... Și acum 2-3 minute. Toată lumea vorbește așa la mine acasă, așa că... Eu cred că te-ai potrivit cu Bogdan, sincer. Da. Cu cine? Bogdan. Bogdan? Ceva, da, ai văzut anunțul pe care l-a făcut el în camera lui? Da, casting, l-ai văzut? În urmă cu câteva zile, săptămâni, ceva de genul, în care își căutau... Lasă mai bine să nu-l vadă. Ba, s-a dat. S-a dat? S-a dat, dar mai bine să nu-l vadă. Cred că s-a dat, dar nu l-am văzut. Am văzut parcă puțin pe TikTok, dar nu m-am uitat la tot, n-am prins emisiunea, că nu prind fiecare ediție. A făcut un apel la toate femeile divorțate. Eu nu sunt divorțată, te știi, n-am fost niciodată căsătorită. Nu e nicio problemă treaba asta. Nu le încurcă, nu le încurcă. Se acceptă. Ce părere are familia ta că ai venit aici? Sunt fericit, mă susțin. Părinții mei mă susțin cu tot ceea ce vreau. Ce știu despre formatul ăsta, a urmărit și cât de da, cât. Da, și ei urmăresc. Tata nu prea urmărea, dar acum urmărește. De când a aflat că o să vin aici, este tot pe poziții și se uită. Super. Și mă susțin. La început, adică acum câțiva ani, când spuneam eu că o să-mi doresc să particip într-o bună zi la această emisiune, îmi zicea, lasă prostiile să nu te aud cu din astea. Și acum a fost foarte, foarte încântat de faptul că vin aici. Cine? Părinții mei mă cunosc și știu cum sunt și au foarte multă încredere în mine și atunci știu că o să fie tot ok. Ești certăreață de fel? Sunt puțin certăreață. La modul răspuns monedă, dacă ți se răspunde într-un mod urât. Da, da. Știi să gestionezi lucrurile sau răspunzi urât? Mai răspund urât, mai le gestionez, așa, între. Depinde, dar sunt impulsivă. Mă prind destul de repede, dar îmi și trece foarte repede și niciodată nu țin ranchiună sau ură. Ok. Sau, nu știu eu. Maluma, îți vine ceva. Ce-s conexiune cu un bat? Mm? Vezi că nu te-ai auzit. Mă... Se aude o voce ceva. Da, asta nu? Zic că se aude și sigur nu-i doamna Andreea. De ce ar fi doamna Andreea? Da. S-au certat acolo, sau poate s-au să vorbească cu Anthony? Ce? No. Dar ce știu eu? Nu. No. Nu. No. În cazul. Adică nu se întâmplă ceva grav. Vai, s-a ars. Dar ei au și aplaudat. Poate cineva a cunoscut. Păi da, de ce au aplaudat? No? Și când ar fi intrat cineva? Cine cineva a cunoscut? Poate cineva din sezonul trecut. Exact. Asta e ciudată reacția, deci aplauzi. Aplauzi la o fată nouă? Nu, aplauzi la doamna Andreea. De poate. Ce? Eu nu știu. Când aplauzi pentru că cunoști pe cineva. Cine a făcut pâinea aia? Da? Nu știu, dar s-a ars. E neagră. Ceva se întâmplă. Ai interacționat cu străinătatea? Ce zodie ești? Pești. Frate, a venit de la Timișoara ca avion și o întrebi. Frații noștri. Dacă a fost cu oricând cavă. Bun. Am ascendentul în geme, de aia sunt așa mai vorbăreață și deschisă, că peștii general sunt mai sensibili. Bine, eu sunt sensibil, dar sunt mai închiși puțin. Ai vreo atracție pentru o zodie anume? Trag puțin mai mult spre săgetători, dar nu țin cont de zodii în general. Tragi spre săgetători? Ia-uți, Robi. Sunt cam bătrâni aici, în cazul ăsta. Antoni. Uite, de exemplu, eu când am intrat la fete, mi-au zis direct, le-am zis că sunt scorpion, aoleu, scorpion. Astea sunt de sunt cântat. Fete care, a, sunt fete astea, care atunci când asta aud... Asta e la Caterinca mult, știi și tu că nu... Neapărat. Auzi, fete ce care știai că sunt săgetător sau ai spus doar nu, așa? Nu, nu știam că ești săgetător. Da. Nu, chiar ești săgetător? Și cine mai e săgetător? Păi și cum tragi la săgetători din moment ce ai spus că nu ai mai avut experiențe? Nu am mai avut experiențe să am o relație propriu-zisă, dar am mai ieșit cu băieți, chestii așa, cunoaștere, exact. Mai copilărește așa, ultima relație pe care ai avut-o când a fost? Nu am avut relație, asta înțeles. Nu am avut relație până acum absolut deloc? Absolut deloc. Vorbesc serios? Foarte serios. Dar cred că se simte puțin că sunt așa mai copilăroasă, mai... Încă nu. Ai o energie bună așa, nu ai emoții, bă, n-ai emoții, ai o energie bună. Nu, pare da, foarte sunt matură. Obișnuită puțin cu... Știu să-mi gestionez emoții bine, că am puțin emoții. Da, doar că aici e mai diferit, e un alt fel da. De... Ce părere ai de... Ai zis că ai urmărit emisiunea, nu? Cupluri. Ai văzut momentul în care Alexandra a intrat în casa iubirii să le recucerească pe Gagea? Da. Ce părere ai despre treaba asta? Nu se soară. Am avut o părere bună că a venit să le recucerească pe Gagea. Ulterior s-a schimbat puțin părerea. De ce?
Păi se pare că totuși n-a venit chiar să-l recucerească pe gage, adică eu cam așa am dedus, că a venit să te cucerească puțin pe tine, cred. Deci? Dar până la urmă, n-ai, viața ei personală, ea știe ce face, ea suportă consecințele. Nu, da, uite, că... acum în prezent Alexandra cu Gagea nu mai formează niciun cuplu, nimic, nici o tentativă de relație și Gagea este un băiat singur. Ar putea fi Gagea un băiat pe... Pe gustul tău? Pe gustul tău? Pe gustul... Sau, ei, nu știu, abar n-am. Adică privirea ta a spus multe acum. Lasă, nu mai e neapărat nevoie să răspund, dar... Nu știu ce să zic, sincer. Nu? Depinde de el, zic eu. Cum ți se pare, Gage? Un bărbat puternic, un bărbat puțin... Păi moale. Din ce s-a văzut sinceră, pe TV? Poți să fiu sinceră, dar nu te super sinceră, pe mine. No, no, no. Că nu vreau să te super din prima zi pe mine. Nu am treabă. Mi se pare că e puțin imatur. Eu sincer. Știu asta, eu știu, mi-am dat seama, am văzut și episoadele. De asta este aici să învețe. Pentru că am avut și eu... e un băiat foarte drăguț, fizic, dar e, mi se pare puțin imatur. Câți ani e, Gagea? 24 fac, mai un pic, da, peste câteva zile. Când, da. Okay.